Florinel Coman arată în acest sezon mai bine ca niciodată. Atacantul FCSB-ului este decisiv, marchează, pasează, iar după accidentarea pe care a avut-o acum câțiva ani, pare că acum este în parametrii normali. Totuși acesta a ajuns la 25 de ani și încă este la FCSB, nu a reușit să câștige foarte multe trofee, de fapt a câștigat unul singur. Iar astăzi m-am gândit să-i simulăm cariera în EAFC 24 și să încercăm să-i atingem potențialul pe care l-avea odată când era comparat cu Mbappe. Acesta este Florinel Coman în EAFC 24, 73 overall, left-wing, Gărbien se joacă la FCSB. Are un singur an de contract cu echipa, însă vom decide pe parcurs dacă o să mai rămână un an în plus la FCSB sau nu. Personal, golul meu ar fi să-l țin la FCSB până câștigă titlul, dar acum cunosc FC24, s-ar putea să se întâmple repede acest lucru. Și acum că am zis asta, clar nu o să mai luăm titlul. O să monitorizăm, bineînțeles, golurile, asisturile, trofeele și o să jucăm cariera până când Florinel va zice: bă, eu mă retrag. Asta este și va fi echipa noastră la FCSB în acest sezon. Mă voi atinge de echipe să fac transferuri numai atunci când se cere. Opa! Efectiv nu înțeleg, cu nici măcar 6 luni rămase în contract, pentru că mai sunt 7 luni, PSV a venit și l-a luat pe Florinel Coman liber de contract. Sincer, voiam acum în decembrie să renuiesc contractul pentru ca ulterior, dacă vreau să-l las să plece, să-mi aleg eu ofertele. Dar Coman plecând la PSV nu este deloc rău, adică mai mult mi-era frică să nu se ducă la o echipă slabă, unde să nu fie așa realistic. Final de sezon, câștigă în Superliga, așa că Coman poate să plece liniștit. Make it two, cum s-ar zice, luăm și cupa în fața Craiovei. Doar că Coman nu mai e la FCSB, stai, deci avea 7 luni rămase în contract, PSV l-a semnat și a mers din iarnă. Ok, și într-adevăr se pare că Coman s-a dus la PSV încă din iarnă, deși nu are sens. Explicați-mi voi în comentarii cum poate să plece dacă el mai are 6 luni de contract cu noi și nu avea vreo clauză de reziliere. Din păcate, Coman însă în jumătate de sezon a jucat decât 2 partide aici la PSV. Cei drept este Noa Lang, care a avut un sezon mai mult decât fantastic cu 31 de goluri și 10 asisturi. Și ar trebui să contorizăm trofeele de la FCSB. Teoretic a stat jumătate de an acolo. O să vă las acum pe ecran imaginea din iarnă, cum să vezi că el avea 5 goluri și vreo 4 asisturi, deci o să le punem și pe alea. PSV din păcate termină doar pe 3 în Olanda, nu câștigă cupa, a ieșit din grupa de Champions League și a fost scoasă de Newcastle. Iar în 2024, ca și în viața rară, România a participat la European și a ieșit din grupa asta cu Portugalia, Suedia și Irlanda, însă a fost scoasă de Spania mai departe, însă nu a jucat niciun meci, din păcate. Iar pentru pasionații de jocuri video, vă recomand site-ul celor de la Eneba, găsiți pe site-ul lor peste 30.000 de produse digitale, de la jocuri la accesorii, cum ar fi carduri PSN pentru PlayStation și așa mai departe, inclusiv noul joc EAFC 24 găsiți pe site-ul lor. Au un rezultat răsparat foarte bun, o întreagă gamă de produse așezată foarte bine aici, mai multe categorii și asistență 24/7, așa că eu consider că este locul perfect pentru a-ți renoi garderoba de jocuri video, linkul va sta în descriere. Iar pentru acest sezon vom juca într-un 3-4-3 ca să joace și Coman și Lang și oricum avem și Lozano cu Bacalco pe partea cealaltă. Sper să fie totul ok așa. Ajax îl vrea pe Coman, dar nu o să-l dau chiar acum și oricum nu la Ajax. Vă anunț că suntem și în Conference League și am ajuns la final de sezon, de abia locul 4 în Eredivizie, din păcate. Cupa merge la Feyenoord. În Conference League am ieșit din grupa asta destul de lejer. În Round of 16 am trecut de Lask, după am trecut de Union Berlin și ne-a scos Milanul, care ulterior a și câștigat Conference League-ul. Totuși Coman nu rupe gura târgului, 3 goluri și 2 asisturi nu este deloc bine. Bun, și în acest sezon am decis să mă ating de echipă, să fac niște schimbări pentru binele lui Florinel Coman, fiindcă dacă nu o să aibă un sezon bun, va fi ultimul sezon la PSV. Noa Lang fura prea mult prin planul, așa că l-am vândut la Bayern München și am adus la schimb un fundaș dreapta, pentru că n-aveam unul, și încă un mijlocaș central. Așa că în acest sezon vom juca un 4-3-3 atac și sper că Coman acolo în stânga o să facă treabă bună. Și nu reușim nici în acest al 3-lea sezon practic la PSV să luăm titlul. Locul 3, Feyenoord, este la un cu totul alt nivel. Nici cupa n-am câștigat-o. Iar în Conference am ieșit din grupe și ne-a scos Copenhaga. Totuși, Florinel Coman, 19 goluri și 6 asisturi. Excelentă decizia mea, zic eu, să-l trimitem afară pe Lang ca să-i dăm lui Coman acolo partea stângă, să o facă el singur cum știe mai bine. Iar 19 goluri nu e deloc rău. Coman arată de România au participat la Campionatul Mondial din 2026, dar a terminat pe locul 3 în grupa asta. Iar din nou Coman n-a jucat deloc, nu înțeleg de ce. Totuși, după ultimul sezon a avut de Coman, eu zic să mai rămânem la PSV măcar un an. E drept, n-am câștigat trofee până acum, dar Coman pare că și-a revenit la o formă bună și n-ar avea sens să-i stricăm această formă. Însă pentru a ne întări șansele la un trofeu, vreau să mai fac un transfer. Leipzig venise pentru Florinel, dar v-am zis, nu pleacă Florinel în această vară. Iar transferul făcut de mine este al mexicanului Cesar Montes de 82, fundaș central, aveam nevoie acolo de întărit. Iar acum acum cu echipa asta ar trebui să putem câștiga Eredivizie. De asemenea, anul ăsta este primul nostru an în Europa, legat de PSV, final de sezon 4. Da, iar campionatul Olandei n-a fost unul prea prielnic. 9, locul 4 și în acest sezon, nici măcar locul 2 nu l-a luat în vreun an. Nici cupa n-am câștigat-o. În Europa League am terminat pe primul loc în grupă, după am trecut de Bilbao, însă ne-a scos Roma 4-2 la retur. Coman ajunge la 81 overall, dar n-a marcat decât 9 goluri și 6 asisturi. Este un sezon mai slab decât anul trecut, dar ce este clar este că vom pleca, fiindcă nu câștigăm trofee. Nu înțeleg de ce Florinel Coman are o problemă cu trofeele, nu câștigă pe nicăieri. Am semnat și 2 leftingeri pentru a avea ca backup și avem o primă ofertă pentru Florinel Coman de la Atletico Madrid, o ofertă foarte interesantă de la un club foarte mare. Însă întrebarea este dacă nu cumva Atletico Madrid este un club chiar prea mare. Văd că João Felix este aici și au foarte mulți atacanți, ceea ce înseamnă că nu cred că joacă cu winger. E drept însă că echipa lor arată fabulos cu Zaire Emery, cu Chalhanogru, cu acest Richelme. Este foarte bună echipa, dar cred că este un pic prea mult. Așa că o să refuzăm această primă ofertă. Aston Villa vine acum cu o ofertă, o echipă din Premier League. Villa însă că a terminat pe 9 în Premier League, deci dacă n-au câștigat vreo cupă, nu joacă în vreo cupă europeană. Da, iar echipa lor este una destul de bună. Am avea concurență pe post cu Jacob Ramsey. Parcă nu mă tentez așa de mult să mergem la Aston Villa sau în Premier League, așa că o să refuz. Nottingham Forest vine acum cu o ofertă. Nottingham care parcă terminase pe 8, dar la Nottingham avea concurență cu Guiri, cu Hudson-Odoi, cu acest Jovanovic, deci eu zic că nu e o idee bună. Ei, în schimb, Leverkusen ar fi o echipă interesantă, mai ales cum este Leverkusen în viața reală în acest moment. Băi, da, și uitându-mă la echipa celor de la Leverkusen, este una destul de bună și mă tentează să accept oferta lor, așa că o accept. Mai vine și Everton acum cu o ofertă, însă o să aștept decizia celor de la Leverkusen. Da, și Coman se înțelege cu Leverkusen, băieți, iar după 2 sezoane jumate pleacă din campionatul Olandei. Și cu această echipă a lui Leverkusen, eu zic că am putea să ne batem la titlu în Germania. Nu cred că avem în academie un băiat pe care îl cheamă Liviu Coman, deci dacă Coman se retrage, avem un locuitor. Iar Leverkusen este în Europa League, deși speram să fie în Champions, dar nu e nicio problemă pentru că obținem la anul calificare. Nu, nu se poate, locul 2. Băi, o singură înfrângere în 34 de partide, dar 12 galuri e cam mult, iar Dortmund ne suflă titlul. Cupa merge la Hertha. Am ieșit de pe primul loc din grupa de Europa League. Mai departe am dat de Marseille, care ne-a scos. Haide, mă. Și un mic fun fact, PSV a prins finala Conference League, dar a pierdut-o. Da, mă, da, da, mă, da, Florinel Coman irezistibil, 20 de goluri și un asist în 44 de partide, plus 3 overall, efectiv un turnaround complet al carierei sale. Iar Liviu Coman a făcut 16 ani, așa că intră direct în prima echipă. Bine, probabil nu se joace în locul lui Virț, dar o să fie și el pe acolo. Și am decis să fac 2 transferuri ca backup, fiindcă nu aveam jucători pe pozițiile respective, respectiv un mijlocaș dreapta și un mijlocaș central, 2 sud-americani. Este incredibil, băieți, am picat cu PSV în grupa de Champions League, înseamnă că și ei au câștigat campionatul, așa că uite, a fost un win-win să plecăm de la ei. Și este final de sezon, dar trofeele stau departe de al nostru Florinel, locul 4 de-abia în Bundesliga. Cupa merge la Karlsruher, ce echipă e asta? Nici măcar nu sunt în prima divizie, efectiv GG. Iar în Champions League ne scoate Arsenal în semifinale, din păcate. Iar Coman a avut un sezon ok, și a zice 9 goluri, 4 asisturi, un pic sub media sa. Și nu știu, băieți, chit că echipa asta arată bine, nu reușim să câștigăm nimic, de-abia locul 4 în Bundesliga este inacceptabil. Așa că o să adaug pe Florinel Coman pe lista de transferuri, să vedem măcar ce oferte primim. Pare că și lui Coman îi convine un pic. Ok, ok, Manchester City vine pentru Coman. Au câștigat Europa League anul trecut. Iar echipa lor conține 2 right winger de mare calitate, Doku și Rodrygo. Haaland încă e aici. Da, și cred că o să accept oferta asta, deci City, here we go. Îmi place că după oferta celor de la Manchester City vine și Augsburg, adică de ce aș merge la Augsburg, nu? Da, 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 Florinel Coman s-a înțeles cu Manchester City și doar imaginați-vă câte trofee am putea câștiga acolo. Și dintr-un motiv sau altul, Coman a ajuns la 87 în timpul transferului, avea 85, sunt sigur. Dar mă deranjează? Nu. Băi, și dacă nici cu echipa asta de la City nu luăm vreun trofeu, atunci nu mai luăm cu niciuna. Și deja avem șansa la primul trofeu, Supercupa Europei împotriva celor de la Borussia Dortmund. Hai să dacă câștigăm și da, mă, da, primul trofeu lui Coman la City. Ba chiar mai mult a și marcat. Băieți, și-o prind simularea, fiindcă suntem în finala Champions League cu Bayern München, așadar cu trofeul pe masă. O să simulăm partida, dar voiam să văd acest lucru, voiam să vă împărtășesc cu voi. Ia să vedem dacă câștigăm și da, mă, da! Haaland, deși ratează de penaltiul, nu mai contează, a marcat oare și Coman, a marcat și Coman în finala de Champions League. Incredibil! Am câștigat și Premier League-ul. Pierdem însă finala FA Cup cu United. Villa ia Carabao Cup. Și să nu uităm că ne-am adjudecat Supercupa Europei. Deci o triplă în acest sezon. Mamă! Iar Coman 26 de goluri și 7 asisturi. L-a devansat pe Erling Haaland. Dar a fost și Rodrygo aici care a marcat mai mult decât noi și a fost de MVP. Efectiv, uitați-vă, 56 de contribuții pentru Rodrygo. N-am cum să nu remarc asta pentru că este prima oară când văd așa ceva. Avem buget 700 de milioane. Băi, 700 de milioane, ce? Băi, și nu pot să cred, România a ajuns în finala Cupei Mondiale în 2030, cred că suntem în 2030. A pierdut în fața Portugaliei 3-0, dar nici nu mai contează că am pierdut, adică, băi, România în finală de Cupă Mondială, chiar și așa nu înțeleg ce are selecționerul cu Coman, n-a jucat nici măcar o partidă, nu înțeleg efectiv, adică, băi, are 87, adică e cu siguranță cel mai bun om al României și el nu joacă. Uitându-ne puțin la echipa, arată foarte bine în continuare, însă câțiva jucători au cam îmbătrânit, Ederson și Rodri mai ales, iar Cabore cu Helgers nu sunt chiar cei mai high rated, dar nu se schimb chiar pe toți patru, fiindcă nu mi s-ar părea fer, o să facem totuși 3 transferuri. Așa că i-am luat pe Neves, Tio și Restel. Asta ne este grupa de Champions League, așa că hai să vedem dacă putem merge back-to-back. Final de sezon, luăm Premier League-ul din nou detașat, nici nu știu să calculez, 26 de puncte, câte sunt? Din păcate la începutul anului însă am pierdut Community Shield împotriva lui United, dar am câștigat FA Cup-ul, Arsenal ia Carabao Cup-ul, am pierdut și Supercupa Europei, un an un pic așa ghinionist, iar în Champions League ne-a scos Villarreal. Coman a avut un an bunicel, cu siguranță mai slab decât anul trecut, ținând cont că a fost depășit chiar și de Veiga, dar 20 de contribuții la gol este super ok, a ajuns chiar la 88, deși are 33 de ani. Bun, iar Coman este în ultimul său an de contract la City, nu arată ca și cum s-ar retrage, deci este bine, însă o să vedem cum decurge sezonul, o să fiu atent să nu plece la vreo echipă gratis, iar dacă nu o să plece, aș vrea să-i lăsă totuși contractul să expire, deci într-o proporție destul de mare, ăsta va fi ultimul nostru an la Manchester City, iar anul ăsta suntem în grupă cu FCSB-ul, mi se pare foarte poetic și ce să vedeți, probabil ultimul meci al lui Florinel Coman la Manchester City va fi finala UEFA Champions League, am ajuns din nou în acest punct și cred că este iarăși cu Bayern, cred că și data trecută tot cu Bayern a fost. Haideți să vedem și pierdem din păcate, ceea ce putea fi un final fericit se transformă de fapt într-un final complet nefericit. Asta este una peste alta. Măcar am câștigat Premier League-ul din nou, cred că este 3 din 3 de când suntem la City. Am câștigat și Community Shield-ul, FA Cup-ul merge la Arsenal, la fel și Carabao Cup-ul, iar de Champions League nu mai vorbim. Și iarăși un lucru interesant, fosta noastră echipă Leverkusen a câștigat Europa League, iar Coman aș putea spune că a avut sezonul carierei, 20 de goluri și 11 asisturi, dacă nu sezonul carierei, cu siguranță unul dintre cele mai bune sezoane, a ajuns la 34 de ani și așa cum v-am zis la începutul sezonului, i-am lăsat contractul să expire, așa că de la anul, dacă nu se va retrage cumva între timp, vom alege o nouă echipă. Iar dacă nu v-ați prins echipa la care vreau să-l duc pe Florinel Coman, ei bine, este FCSB-ul, vreau să ne întoarcem, are 34 de ani, este practic pe finalul carierei, probabil o să mai joace, nu știu, 2-3 sezoane maxim. Și ne-am înțeles băieții cu Florinel Coman, care se reîntoarce la FCSB, a semnat pe 2 sezoane, iar asta ne este echipa aici la FCSB, vedem câteva nume care sunt și în viața reală, Rada Slavescu, Vlad, Musicu, Stoica sunt în continuare în România la FCSB și pentru a fi cât se poate de competitiv am făcut 3 transferuri, am luat pe Dican de la Botoșan, pe Denis Benga și pe Mihai Popa și din fericire vom participa și în Conference League în acest an cu o grupă complicată. Și final de sezon, câștigăm campionatul, luăm și cupa în fața CFR-ului, dar în Conference League ne scoate Frankfurt în sfertul, totuși super bine, sfertul de Conference, nu e rău deloc. Iar Coman a avut un sezon fantastic la întoarcerea la FCSB, 22 de goluri și 10 asisturi, nu este deloc rău, însă să nu-l uităm și pe Rada Slavescu, care a avut un sezon chiar mai bun. Iar Coman pare că nu se va retrage la finalul acestui sezon, însă din motive de lot, fiindcă avem un lot destul de subțire și o bancă de rezerve slăbută, o să mai fac niște transferuri și am reușit să semnez 4 jucători liberi de contract care cu siguranță ne vor ajuta foarte mult. Și vom juca în grupele UEFA Champions League alături de FCSB, însă avem o grupă tare complicată. Final de sezon, câștigăm iarăși Superliga, cupa însă nu mai câștigăm. Iar în Champions League am reușit să ieșim de pe locul 2 Ia să vedem mai departe. Am dat de City, care a șters cu noi pe jos fosta echipa lui Florinel, însă oricum mi se pare o performanță. Iar numerele lui Florinel Coman sunt o performanță chiar și mai mare. 26 de goluri și 10 asisturi, efectiv din ce în ce mai bun acesta. Ne vor părăsi doi jucători importanți la finalul acestui sezon. Este vorba de Dican și Miculescu, care se retrag. Da, și acesta va fi ultimul an al lui Florinel Coman, fiindcă se retrage, are 36 de ani și probabil se va retrage când va avea 37. Deci mi se pare destul de corect. Iar acestea trei sunt transferurile mele pentru acest ultim sezon. Vom participa și în acest an în Champions League. Am avut parte de un deznodământ incredibil în Champions League. Am prins de-abia locul 3, chiar dacă am strâns 10 puncte, însă a fost foarte, foarte strânsă treaba. Iar în Europa League, din păcate, ne-a scos Stuttgart din prima. Măcar câștigăm titlul de campion în România iar, însă nu și cupa. Coman și-a încheiat frumos cariera cu 29 de goluri și 6 asisturi. Așadar, asta a fost cariera lui Coman, o carieră fructuoasă din punctul meu de vedere. Aveți acum pe ecran toate statisticile sale și dacă vreți să vedeți și alte episoade în care am simulat cariera unui jucător și a fost și mai greu, vă las aici pe ecran.